vorbesc în ters. Mai trebuie și armă să filmezi? Vino. Ori au la dispoziție justiția. Deci au la dispoziție justiția. Eu? Da. Noi vorbim. Sunt doasele. Sau să-l lăsați jos. Domnul plutonier major. Ajută. Mi-au luat 12 ore să-l fixez. Știți că aici... Lăsați-mă să termin, domnul. Eu v-am lăsat. Doar nu i-ar fi o problemă să nu-l dau jos. Că dau jos și după ce pleacă ei, îl condamn. Chiar vă ajută. Așa. Dar dacă îl dau jos, eu trebuie să lucrez iar o noapte. Nu-i vorba, adică așa, la prima vedere... Vă promit că vă ajută. De ce? Adică că... Ce? Haideți să ajungem la un consens. Nu. Dacă ei puteau să mă aveau la dispoziție, cel puțin să mă anunță la amiază. Să spună, băi Mihai, noi venim aici. Dar lor nu au știut că sunteți dumneavoastră aici. N-au știut, dar eu la primărie am sesizat. Deci la primărie este sesizare. Am număr de înregistrare, colegii dumneavoastră au verificat 3 zile în urmă. Dar care-i problema voastră? Nu, lăsați, vă rog. Vă rog frumos, ia să scandal. Lăsați-vă. Și artiștii au cerut, actorii nu vor lozi în asta. Ce s-a lăsat jos? Dați-mă bannerul sau ce? Ce s-a lăsat jos? Da, ca așa. Ce s-a lăsat bannerul acesta? Se duc în colț celălalt dacă le-i rușine. Deci bannerul acesta odată, asculte puțin. Deci bannerul acesta odată o să fie lăsat. Ascultă puțin. Ascultă un an de zile aici. Deci și au făcut adunare publică peste adunarea mea asta. Ceea ce nu este corect. Acel, dacă dânsul nu dorește să-l lase jos, rămâne așa în picioare cum este. Dânsul face parte din cei care protestează în zi de zi. Am aici numărul din înregistrare, domnul Cați. Rămâne picioare. Am numărul din înregistrare de 3 zile. Nu avem nicio dată și că nu protestează. De picioare. Dar nu este numărul din înregistrare. Număr din înregistrare, da? Cu ce vă deranjează penerul ăla? De picioare. E pus că protestează. Scrie aici, începând cu 28. Nu, cu cel deranjează. Da? Un an de zile. Deci eu, pe 28, la ora 1, pe 28, noaptea am fost aici. Bă, nu, dar cu cine a deranjat? Cu cine a deranjat? O doamnă de la actor. Stai niștit. Venerul ăsta în picioare, stai niștit. A, păi doamna s-a retras. Venerul ăsta în picioare. Nu mi se pare, stai un pic. Da. Rămâne în picioare. Atunci ce? Nu e voie să ne apropiem de bani. Noi ne-am adunat aici pentru... Dar nu are voie să ne spună unde putem păși și unde nu. Pentru că și noi aveam un voie. Eu am ținut la voie. Nu știu. Vorba cu scoarele sau calmare. Să vedem filmele de avansă. Păsați venul în picioare. Da, atât. Nu avem nimic de privire. Dar ceea ce spune dumneavoastră, dumneavoastră nu avem nimic de privire. Nu știu ce conflict a fost. Cine a deranjat.
mesajul. Na, e controversat despre etnie, despre una alta, cu femeia blonda prim-ministra pe jos. Dar e o formă de exprimare. Artiștii puteau să meargă în partea cealaltă a pieței dacă erau deranjați de anume de bannerul ăsta. Piața e mare, ei sunt puțini, bună. N-am mai fost la teatru, dar dacă joacă doamna la teatru, dacă joacă doamna respectivă chiar cu noi. Și cu domnul. Doamna de acolo. Doamna e nemulțumită. Doamna, dacă ei se joacă în teatru, eu nu mă duc la teatru. Cu mesajul care este transmis de acest banner, nu sunt de acord pentru că ne reprezintă pe noi ca armare. Mesajul nostru este alt. Păi bun, dar aici mai este o adunare care e de 800, aproape 900 de zile. 889 de zile. Aproape 900 de zile. N-am văzut niciodată pe anul ăsta, niciuna dintre adunările de cele 800 de zile, poate că în 700 ori cu greșite. Bun, și în calitate, în ce calitate ați... Calitate de organizator. Organizator. Păi bun, dar din moment ce aici este de la ora 6 până la 10 modificat un protest pe acest loc. Dumneavoastră dați din numere în spatele camerei, pe mine m-a spus în fața camerei să ce? Exact, că dumneavoastră... Dumneavoastră e notificat. Știți că primăria că nu există... Știți legea cu două adunări publice în același loc care sunt conform legii? Păi dumneavoastră ați venit peste adunarea noastră? De unde? Cum stabilim cine a venit peste cine? Stați un pic, noi avem notificarea făcută din de la începutul anului. Da. Noi suntem în stradă, da. Adică chiar vă bate joc de acești oameni care stau în soare. Domnule, nu poziționați așa, doamne. Păi, da, cam așa trebuie. Mesajele din felul în care sunt transmise anumite mesaje pot induce în eroare, ca să spun așa. Dumneavoastră, stați în colțul dumneavoastră, fii venerul dumneavoastră. Lăsați pe cei care sunt aici cu venerul lor. Nu delimităm mesajele care sunt transmise mai departe. Dar nici nu vă puteți impune voința dumneavoastră. Noi omul cu câinele deja e deranjat că e filmat de jandarm. O să încasez o... să încasez o amendă acuși. Se vine, doamne, cu diversiunile astea mizerabile. Nu merg nicăieri. Scoate-l, scoate-l, e scandal. Ia, scoate-l. Diversionistule! Diversionistule, terminați cu diversiunile astea penibile. Nu, telefon, scoate-l dispozitiv. Ce? Scoate-l dispozitiv. Te băgazează pe Carmen Lander. Vă zice, au ce? Da, e ciudat comportamentul acelui, iată, s-au mobilizat mai mult jandarmi să-l apere pe omul cu camera. Ce vreți, mă? Ce vreți? Ce vreți, mă? Ia mă, luați! Hai! Trageți-vă mine, hai! Trageți-vă mine, hai! Trageți-vă mine! Ia-l pe ăsta! Așa! Cine să primezi în armată? Cum adică? Ia-l pe ăsta aici! Ia-l pe ăsta de aici, a zis! Ia-l pe ăsta aici! Să ne rămâneți la adunare. Te-am frumos. Ia-l de acolo. Scoate dispozitiv acum! Acum! Da, 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 da. Bă, dracu, de aici, că ăștia încazează, nu facem. Da, încensă atmosferă. Și-a pornit de la încercarea cuiva de a scoate una dintre lozinci.
doamna care zice că nu e reprezentată de, de mesaj. Delimitează-te, scrie o lozincă că nu-s de acord cu mesajul ăsta. Nu-l înțelegeți în esență. Da. Este singura persoană care a reușit să pună comunismul în derută în țara noastră. Și am spus așa, felicitări, neamțule. E o binecuvântare. Deci mișto. Nu? Fără virgula aia, cine e interpretat? A, bun, recunosc. Deci dumneavoastră chiar îi spuneți felicitări, nu îl luați la mișto. Îl iau la mișto. Dar l-a spus lângă ea pe care o luați la mișto. Pe ea, da. Păi ea nu iau la mișto, că ea singurul a spus. Deci dacă ascultați conferința de presă a doua zi după ce l-a condamnat pe domnul Dragnea, eu nu mă bucur. Am auzit, dar știu. Și știți că a spus că justiția ne-a omorât. Da, dacă ea a spus, și un pic îngrijorat. Iar eu mă îngrijorat în faptul că Nu, chiar te-mi pare rău că a fost treaba asta. Serios. Dar bine, unul civil, adică cum să spun, unul exersat știe într-adevăr că e ironic, dar marea majoritate nu știe că e ceva ironic. Știi că? Da, eu am înțeles ce spuneți de asta. Nici eu n-am știut că trebuie virgula aia acolo. Vă recunosc. Să schimbă sensul. Din ironie în seriozitate, atât o să spuneți. Dacă e serios că e ironic, care e problema? E un mesaj. Dacă am învățat ceva de la dumneavoastră, ce e ironic? Nu poate că ridic cu vocea, dar asta nu s-a lăsat pe cea. Pare că am făcut armata înțeles la artilerie. Și ăștia care fac pare că s-au împăcat până la urmă. Era să iasă cu scandal, dar s-au înțeles. Chiar așa. Solidaritate, adevăr, dreptate, 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 solidaritate, adevăr, dreptate.